Pe lângă ofertele turistice atractive pe care pensiunile din zonă le-au prezentat la Târgul Național de Turism de la Albac din acest an, atracția evenimentului a fost cu siguranță și prezența aici a meșteri populari din toate colțurile țării. Am stat de vorbă pentru dumneavoastră cu câțiva dintre ei și am aflat și câteva mici secrete ale meseriei. Târgul Național de Turism de la Albac, cel mai mare târg de gen din țară, a ajuns în acest an la cea de-a noua ediție. Evenimentul se bucură de tot mai multă popularitate de la o ediție la alta și se pare că pentru ediția cu numărul 10 din 2014 se vor pregăti și mai multe surprize. Mi se pare cea mai frumoasă, ca în fiecare an, de fapt, dar cu adevărat, zic eu, are un plus de savoare. Numărul mare de meșteri populari, numărul mare de agenții care au venit și, de asemenea, numărul foarte mare, deci, repet, foarte mare de agenții, de unități, organizații neguvernamentale sau chiar proprietari de structuri care au accesat fonduri de promovare și care au venit la Albac să afle cum se face promovarea sau să-și încarce bateriile, să poată demara cu succes o afacere în domeniul turismului rural. Ne propunem pentru ediția 10-a, într-adevăr, niște lucruri extraordinare, având în vedere că a devenit cel mai mare târg de turism rural din România. Ne propunem să punem în valoare și câteva lucruri, atracții turistice pe care nu le-am descoperit sau nu le-am arătat încă celor care vizitează această stațiune minunată, stațiunea Albac. Pot să vă spun câte ceva, să încercăm să aflăm, să citim câte ceva din legendele locului despre Grota Urieșilor, despre lacul subteran sau despre culturile de chiar de măcieșe sau de căpșuni care rodesc și la altitudine de 1000 de metri chiar în acest anotimp. Un punct forte al evenimentului a fost și în acest an cu siguranță prezența aici a meșterilor populari veniți în Albac din întreaga țară. Unul dintre aceștia este și Constantin Manoli din Râmnicu Vâlcea, care face o artă din sculptatul lingurilor de lemn. Cât timp lucrați la o astfel de lingură? Păi depinde de complexitatea lucrării. La unele lucrez câteva ore, la altele lucrez chiar două zile. Văd că aveți modele deosebite, foarte sofisticate. Sunt modele pe care dumneavoastră le-ați ales? Întâi am citit diferite cărți în care se explică diferite simboluri, mai ales din folclorul românesc, și apoi le-am transpus. Orice, îmi place să spun că orice obiect de pe masă are o triplă valoare. Una funcțională, dar care cade pe ultimul plan, una estetică, că atrage privirea, și una simbolică, adică comunică ceva. Să vă dau un exemplu. Aici avem lupul dacic, cap de lup și corp de șarpe, iar aici zodiacul cu cele 12 luni ale anului, da? Din coace avem doi porumbei, adică ideea de cuplu, norocul în căsnicie sau în dragoste, flacăra iubirii de la tinerețe până la bătrânețe. Din aceeași tematică a cuplului avem doi păuni, simbolul iubirii inima, combinat cu roata vieții cu șase spițe, este monograma lui Iisus Hristos, iar cu luna de spice e simbolul Fecioarei Maria. Deci cuplu pământesc protejat de un cuplu ceresc, iar aici e simbolul îmbrățișării. Dacă v-ați întrebat vreodată cum se fac opincile și de ce materiale aveți nevoie pentru asta, ei bine, Ilinca Alexandru, meșter iscusit în realizarea de opinci, ne-a luminat la Albac vis-a-vis de acest subiect. De unde ați venit pentru acest târg? Din județul Vâlcea, comuna Orlești. Și cu ce produs? Cu opinci. Am o colecție de opinci vechi, care au și peste 140 de ani, și noi. Și am venit ca să mai mult ca expoziție, nu neapărat să am și vânzare. Pentru că la prețurile de le vând abie achitat materialul. La ce prețuri? Cam ce prețuri? De la 10 lei la 30. E cam puțin? Ba da, dar nu cumpără nici la bani ăștia. Eu am interes să promovez tradiția, nu neapărat să fac comerț. Ca material. Să luăm materia primă. E vorba de piele. Să-mi pun și niște ochelari, că eu nu prea mai văd bine la apropiere. Așa. Și scule nu trebuie prea multe. Ia uitați, e vorba de un dorn. În locul acestui dorn înainte se folosea fusul. Așa, o preducea, un ciocan. Cu preducea o să dau găuri. Înainte se folosea vârful unui corp ascuțit.
vârf de coasă sau ceva ascuțit cu care perfora materialul. Așa. Un ceva de scris, se folosea tot cu briceagul, se zgârâia puțin pe material. Și o linie. Înainte oamenii nu foloseau unități din acestea de măsură care sunt mai moderne. Foloseau degetul ca unitate de măsură, ca să iese produsul cel de-al doilea egal. Uitați, două degete, trei, latul palmei, palma, depinde de mărimea care o durea. Și în cazul de față, uite, așa facem. Avem un centimetru. Uite, luăm niște măsuri. Asta, să zicem, e lățimea. Îi dăm 14 lățimea, că ne uităm în funcție de lungime. Că aici nu e material prea mult, uitați. Iese cam lat, o dăm de 13. Fiindcă m-ați întrebat cum se face o opincă, eu vă arăt. Asta e modelul unei opinci dacice, cum le am acolo jos. Ia uitați, domnișoară. Formăm un dreptunghi. Așa, noi tăiem cu o foarfecă, înainte să tăia cu un briceag. Ia uitați cum vine. Așa, ăsta e un dreptunghi. Așa e, arată o opincă croită pe modelul care îl facem noi. Și aici în față, vârful ăsta se numește gurgui. Și se iau două puncte ca reper, unul sus și unul jos. Distanța cam o jumătate de centimetru. Și acum măsurăm distanța dintre ele și împărțim în centimetri egal, câte unul. Sunt 4 centimetri, uite, 4. Și acum să formăm crețurile, că noi vrem să facem modelul acesta de opincă. Măsurăm aici, să zic, 8 centimetri. Ia uite, tot din centimetru în centimetru. Și în partea dinspre călcâi măsurăm 6-12, dăm din 2 în 2. Ia uitați. Ia uitați, aici 10, că într-o parte sunt mai multe găuri ca să facă crețuri mai multe, într-una mai puține, că de acolo cârmim vârful opincii, gurguiul, ca să iese din piciorul stâng sau dreptul. 10, uitați, 4, 6, 8, 10. Și acum dăm la călcâi, îl formăm prin încrețire, din centimetru în centimetru. Ia uitați. Deci cu semnele astea am încheiat. Acum dăm găurile. Aici la vârf se dă prin dublu ca să iese uniforme, egale. Ia uitați, aici puțin mai larg, că vă arăt eu de ce se dublează cusătura, împletitura. Ia uitați, ia uitați. E aproape gata. Bătem puțin cu ciocanul. Și aici cu o preducea mai groasă dăm găurile pe unde intră nojița când ne legăm cu ea. Și la jumate. Eu, o modelăm puțin și asta e opinca din piciorul stâng. Dăm ochelarei jos. Ia uite, asta. Da, gata, și ea se produs. Poftiți. Dacă nu ați ajuns în acest an la Albac și v-am stârnit interesul, trebuie să știți totuși că ar fi bine să vă programați un sejur aici încă de pe acum. Potrivit organizatorilor, în această perioadă, zona Apusenilor este foarte aglomerată. Să-și rezerve de pe acum locuri de cazare. Anul acesta avem 3 localități care concură pentru cazarea invitaților și participanților, și anume Vadul Moților, Albac în primul rând, care oferă 250 de locuri de cazare și 100 de locuri de cazare la Gârda, Gârda de Sus. E foarte greu să mai găsim locuri,
în acest moment. Dar dacă ne înscriem din timp, putem să facem chiar cu un program cu o zi mai lungă, chiar pentru Alba Iulieni, sau putem să organizăm un transport special pentru cei care își doresc să vină. Uite, suntem la Târgu Meșterilor Populari, se pot cumpăra produse pentru acasă, sunt multe promoții și cred că ar sta bine în casa oricărui român un produs făcut de meșterii populari, artizanii care astăzi trăiesc greu, apăsii mici, dar uite că totuși nu au uitat să se mobilizeze, să mai facă ceva și în, la perioada sau în viața de pensionar.